Inspectoratul Național de Pădurare este dotat cu mijloc tehnic de măsurare de viteză de model Trucam, care zilnic este pus în utilizare și fixarea limitei de viteză. Conducătorii auto care depășesc limita de viteză de la 10 la 20 de km de pădurare de viteză este sancționat cu amendă de la 600 la 900 de lei cu aplicarea a 3 puncte de penalizare. 236 alineatul 2, care depășesc limita de viteză mai mult de 20 km, la 20 la 40, sancționează cu amendă de la 900 până la 1200, cu aplicarea a 4 puncte. Cei care depășesc limita de viteză mai mult de 40 de km la oră sunt sancționați cu amendă de la 1500 la 1800, cu 5 puncte de penalizare. Și situația rutieră, viteza de deplasare în localitate este 50 la oră. Domnul cu microbusul a încărcat viteza cu 70 km în plus, adică avea 67 km la oră. Și este posibil de sancțiunea conform articolul 236 alineatul 1, unde este prevăzut amendă de la 12 la 18 unități conventuale, adică de la 600 la 900 de lei, cu aplicarea 3 puncte de penalizare. Comandantul companiei 1, comisar principal Radu Machin, tot fără este depășire de viteză. Localitatea se deplasează cu viteza de 50 de km. Depășirea de așa mult, nu depășește și limite de viteză. 67 are ce încărcat. Da? 67. Are? Da. Urmează să depășesc limita de viteză stabilită pe sectorul respectiv în localitate cu 200 de km/h. Prima dată? Ai văzut careva puncte de penalizare? Nu cred, da. La dumneavoastră, deoarece aveți 22 de km în plus, se prevede, conform articolul 236 alineatul 2, amendă de la 900 la 1200 de lei, cu aplicarea 4 puncte de penalizare. Este clar în informare.